Avem mărturia bărbatului otrăvit de soacra sa. El a predat polițiștilor recipientul cu mercur pe care l-a găsit în geanta soacrei sale. Din ultimele informații, reiese că femeia în vârstă de 83 de ani ar fi vrut să-și otrăvească toată familia, inclusiv câinele. Bărbatul în vârstă de 48 de ani din Bragadiro a sunat la 112 și a reclamat că soacra sa a otrăvit preparatele din care întreaga familie urma să mănânce. Atât el cât și fiul său de 18 ani au ajuns de urgență la spital după ce au ingerat substanța pe care femeia a pus-o în mâncare. O bătrânică pur și simplu care m-a alimentat cu cafea și am punea mercur în ea și în ciorbă și a apucat efecta și v-am zis, e ceva de neimaginat. E pur și simplu groază, sunt îngrozit. Eu n-am văzut în viața mea o monstruozitate mai mare ca asta. Am trăit cu dracu în casă 30 de ani. Nu-mi revin, sunt dita mai bărbatul, am vârtit lumea. Am făcut o grămadă tâmpenie, am căzut, m-am ridicat, dar nu credeam că așa ceva să fie poate să existe pe planeta asta. Am trăit cu o bombă cu ceas în casă 30 de ani. Mi-e teamă pur și simplu să nu se transforme treaba asta în altceva. Bătrâna ar fi otrăvit chiar și câinele familiei. Bărbatul spune că a găsit urme de mercur și în mâncarea animalului pe care îl au în curte. În acest moment, medicii verifică dacă femeia are probleme psihice, iar legiștii vor trebui să stabilească dacă în momentul în care a pus acea substanță în preparatele de pe masa familiei, avea discernământ. Dacă se va dovedi acest lucru, atunci bătrâna ar putea fi acuzată de tentativă de omor. Substanța care a fost ridicată de polițiști a fost trimisă la laborator pentru analiză. Poliția Bragadiru investighează cazul și încearcă să stabilească cu exactitate data la care bătrâna ar fi început să pună substanța toxică în mâncarea familiei. Între timp, pe numele femeii a fost emis un ordin de protecție provizoriu și este suspectă că a încercat să-și otrăvească rudele.